Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață în localitatea Iana din județul Vaslui. Un copil de 4 ani a ajuns în comă la Spitalul Sfânta Maria din Iași, iar alte 6 persoane au suferit traumatisme după ce un autoturism s-a izbit violent de un autocamion. Pentru copilul de 4 ani și un altul de doar o lună, medicii ieșeni au intervenit cu elicopterul SMUR pentru salvarea acestora. Intervenție contra cronometru în această dimineață pentru medicii ieșeni în urma unui accident grav petrecut în județul Vaslui. Un autoturism care se deplasa din spre Bacău către Bârlad, a pătruns pe contrasens într-o curbă și s-a izbit violent de un camion care circula regulamentar. În urma impactului, 5 adulți au fost răniți, iar 2 copii au fost preluați cu elicopterul în stare gravă, fiind transportați la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Am fost solicitat să preluăm de acolo cu elicopterul SMUR Iași, un copil de 4 ani, policontuzionat, cu traumă craniocerebrală severă, copil care a necesitat sedare, anestezie generală, intubație și ventilație mecanică. A fost transportat la Iași și l-am predat colegilor de la Spitalul Sfânta Maria. Polițiștii vasluieni efectuează cercetări în acest caz. În urma evenimentului rutier au rezultat 7 victime, respectiv 5 adulți și 2 copii minori, acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză sunt efectuate cercetări pentru a fi stabilite împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier, fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducătorul autocamionului a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ, iar șoferul mașinii în care se aflau 7 persoane nu a putut fi testat, deoarece nu putea să sufle în aparat, având dureri mari în piept.